Soldații ucraineni sunt întâmpinați cu lacrimi în ochi de locuitorii satelor și orașelor eliberate. Ei merg din casă în casă pentru a verifica siguranța locuințelor, dar și pentru a le propune oamenilor să plece într-un loc mai sigur, unde ar putea supraviețui în perioada rece a anului. Case distruse, mașini arse, cruci și morminte, așa arată localitatea Iampil după eliberare. Soldații ucraineni cu arma în mână trec din casă în casă, scotocesc prin curte, verifică fiecare colțișor pentru a se convinge că niciun inamic nu a mai rămas prin împrejurimi. În spatele ușilor, în camere întunecate, abandonate, ar putea să-i aștepte surprize. Bucăți de vehicule pot fi văzute împrăștiate la tot pasul, iar în spatele casei a fost găsită o rachetă înfiptă în pământ. Militarii ucraineni au spus că dețin informații că unii soldați ruși au rămas în spatele frontului după retragerea forțelor inamicului. Fie s-au rătăcit, fie au fost prea lenți pentru a ține pasul. Unii dintre ei au rămas pentru că și-au pierdut mijloacele de transport și nimeresc direct în mâinile noastre. Nu au de ales. Le este frig și foame. Erau niște alcoolici, oameni de nimic, voiau doar să bea și furau, dar ce pot să-i spui unui soldat? Nimic. O grămadă de arme au rămas aici, multe arme. O femeie a povestit cum a fost forțată să-și abandoneze locuința în care au fost cazați soldații ruși. Femeia povestește cum militarii ruși au tras asupra unei ambulanțe când autospeciala nu s-a oprit. Nici nu vă pot spune cât de mult am suferit. Galina a arătat spre locul unde au fost îngropați sora și nepotul ei, marcat de o cruce făcută din bețe. Cei care au omorât-o nu sunt oameni. Ea n-a ucis nicio muscă în viața ei. De ce a avut parte de o asemenea moarte? Șoferul ambulanței și rudele Galinei au fost îngropați împreună în apropiere de casa ocupată de soldații ruși.